Bună dimineața și bine v-am găsit în zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Astăzi, când cinstim nașterea Maicii Domnului, vă prilejuim un nou popas spiritual aici, la Mănăstirea Curc, de Hramul Sfântului Locaș. Timp de 90 de minute vom fi în transmisiune directă, stăruind asupra semnificației sărbătorii, istoriei mănăstirii, momentelor importante din liturghie și, bineînțeles, ascultând vocile irepetabile ale coriștelor de la Mănăstirea Curc. Și de această dată alături este Iulian Proca, colegul nostru care a realizat și un documentar impresionant despre trecutul și prezentul Mănăstirii Curc. Bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit în locul acesta pitoresc, unde sufletul și trupul reușesc să se odihnească deopotrivă. Bună dimineața, Svetlana, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, vreau să încep și eu prin a expune această bucurie de a ne afla astăzi aici, în această veche vatră a monahismului, în această perlă printre mănăstirile basarabene, așa cum am făcut-o de fapt de mai multe ori prin transmisiunile noastre în direct, prin emisiunile noastre de aici, și bucurie pe care ne-a oferit-o de fiecare dată obștea monahală a Sfintei Mănăstiri Curc, când, iată, și noi am încercat să transmitem bucuria evenimentelor ce au avut loc aici, fie că a fost vorba despre Teleradio, maratonul Mănăstirea Curc din ruine spre înălțare, fie că a fost vorba despre finalizarea unei etape de reconstrucție a Mănăstirii Curc, fie că a fost vorba despre sfințirea uneia dintre bisericile mănăstirii, fie că a fost vorba despre sfințirea Marea Catedrale Nașterea Domnului, a cărei hram, iată, astăzi îl sărbătorim și cu prilejul căreia ne aflăm aici pentru a transmite încă o dată ascultătorilor noștri bucuria sărbătorii de la Mănăstirea Curc. Este o bucurie comună a noastră și a ascultătorilor noștri, pentru că în acești 10 ani de când am lansat radiomaratonul Mănăstirea Curc din ruine spre înălțare, și ascultătorii noștri au contribuit, fiecare în măsura posibilităților, la renașterea spirituală a acestui locaș, despre care și Mihail Sadoveanu spunea că nicăieri în altă parte nu poți simți frumusețea sufletului decât pe meleagurile orheiene la Mănăstirea Curc. Bineînțeles, noi fiind doar mesagerii acestei bucurii, trebuie să recunoaștem că meritul de a aduce bucuria spirituală în sufletele noastre, ori de câte ori revenim la Curc, îi aparține în primul rând obștii monahale, în frunte cu starețul mănăstirii, cu părintele Siluan Șalaru, care este și exarh al mănăstirilor din cuprinsul Metropoliei Moldovei, și bineînțeles ascultătorilor noștri, pelerinilor care zi de zi vin aici, celor care au răspuns și la îndemnul companiei Teleradio Moldova atunci când s-a inițiat Teleradio maratonul de colectare a mijloacelor în vederea reconstrucției acestui sfânt așezământ. Și atât că astăzi, fiind aici la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, o sărbătoare care deschide anul bisericesc și este prima mare sărbătoare din noul an, ne bucurăm din nou să fim aici și să fim mesageri acestei bucurii. Dragi prieteni, vă sugerăm să începeți ziua cu ascultarea Sfintei Liturghii, oficiată aici la Mănăstirea Curc. Mănăstirea prăznuiește astăzi și Hramul Sfântului Locaș. Sper că v-am motivat să fiți alături de noi cât mai mult timp, iar dacă timpul și posibilitățile vă permit, puteți veni să vă bucurați din plin, și prezența fizică este la fel de importantă. Ceea ce ne dorim este ca și de această dată să participăm și să ascultăm Sfânta Liturghie. Haideți să auzim acum ce se întâmplă în Catedrala Nașterea Maicii Domnului de la Curc. Este Biserica de Căpetenie, este una din cele 5 biserici de la complexul monastic Curc. Și Sfântului Duh, acum și pur.
iată că Sfânta și Dumnezeiasca liturghie aici la Mănăstirea Curchi a început prin binecuvântarea care a fost dată de preot și de starețul acestei Sfinte Mănăstiri, de Părintele Siluan Șalaru, iar în continuare corul bisericesc cântă antifoanele, aceste cântări bisericești care sunt o pregătire a noastră către Împărăția lui Dumnezeu pe care suntem îndemnați să o pregustăm aici în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Primele două antifoane sunt cele care ne pregătesc pentru intrarea în Împărăție, iar cel de-al treilea antifon, care de obicei este alcătuit din fericiri, ne arată care este condiția, sau mai exact, condițiile pentru a intra și a moșteni Împărăția Cerurilor. Acolo vom vedea că toate categoriile de creștini sunt numiți fericiți, în sensul în care îndeplinesc acele fericiri pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a rostit în predica de pe munte și care mai sunt numite și poruncile Noului Testament.